Salutare și bine te-am regăsit! Având în vedere că nu mai avem parte de lansările fastoase din alte țări ale noilor produse de la fiecare companie în parte, așa cum se întâmpla acum un an de exemplu, va trebui să ne rezumăm momentan la prezentările online. Ce interesant este că ieri Huawei a prezentat o mulțime de produse din generația nouă, printre care căști Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeLace Pro, căștile acelea legate cu fir între ele, care au o autonomie de 24 de ore, Huawei Watch GT 2 Pro, pe care, dacă nu l-ai văzut, este la George pe blog un prim contact, și Huawei Watch Fit, precum și MateBook X, cel mai subțire și unul dintre cele mai ușoare laptopuri pe care le-am văzut până acum, 1 kg și 13 mm grosime și, preferatul meu, MateBook 14, care vine cu unul dintre cele mai puternice procesoare și cu un preț de sub 1000 de euro. Hai să-ți povestesc așadar câte ceva despre fiecare dintre aceste produse. Huawei FreeBuds Pro este generația următoare după FreeBuds 3. Au noise cancelling și de data asta chiar funcționează. Nu știu dacă ți-au ce aminte, dar am spus în clipurile anterioare că aceste FreeBuds-uri ar fi beneficiat foarte mult de un capișon din acela de cauciuc care să-ți izoleze mai bine în ureche, ca să te bucuri cu adevărat de noise cancelling. Noise cancelling înseamnă și noise cancelling pasiv și activ. Este prima pereche de căști cu două antene, nu se conectează încă fiecare cască la telefon așa cum ar trebui. Este o tehnologie nouă care s-ar putea să vedem undeva anul viitor, însă vin pe argintiu, pe negru, iar cele pe alb sunt absolut superbe. Și da, seamănă destul de mult cu AirPods Pro, însă poate pe acelea le-am văzut deja de prea multe ori. Senzorul touch este bazat pe presiune. Oprești noise cancelling-ul, trebuie să ciupești puțin casca și, desigur, slide up și down pentru volum. Ce interesant este că se pot conecta simultan la două dispozitive și funcționează pe toate platformele, indiferent că vorbim de Apple, de Windows, de macOS sau de Android, că pentru Android sunt construite. Bateria are 4,5 ore autonomie pe fiecare cască în parte sau 7 ore dacă dezactivezi noise cancelling-ul și până la 30 de ore în total cu carcasa. Iar prețul, 199 de euro și vor fi disponibile în luna octombrie. Eu abia aștept să pun un apel pentru că sunt singurele căști până acum care mi-au atras atenția, pe lângă cele de la Samsung pe care și pe acelea le așteptăm aici la studio ca să le facem un review așa cum trebuie. Următoarele pe listă, Huawei FreeLace Pro. Dacă nu îți plac atât de mult căștile True Wireless in-ear, adică acestea care sunt separate una de cealaltă, poți să mergi pe varianta cu fir între ele. Acelea au un avantaj, autonomie foarte bună și da, au noise cancelling activ. Aproape 24 de ore autonomie la o singură încărcare e o chestie absolut genială. Vin pe negru, pe verde și pe alb și au cel mai mare difuzor de 14 mm pe care l-am văzut până acum pe o pereche de căști de genul ăsta. Mai avea o chestie. Încărcare în 5 minute pentru 5 ore de muzică. Dacă cumva vrei să ieși la alergat să faci sport, poți să le bagi repede la încărcat, se vor încărca rapid în 5 ore cu orice fel de cablu sau încărcător, pentru că sunt o pereche de căști, au o baterie mică și n-au nevoie de foarte mult curent. Prețul acestora va fi de 119 euro și vor fi disponibile chiar începând cu această lună. Al treilea pe listă este Huawei Watch GT 2 Pro. Nu este un GT 2 normal, ci este chiar Pro-ul. Dar avem acum confirmarea că geamul este din safir, construcția este din titan, iar pe spate avem într-adevăr ceramică. Așa cum le-a simțit și George în primul contact de la el de pe blog, pe care te invit să-l vezi, îți las un link mai jos în descriere. Autonomia, 30 de ore cu GPS activat, 14 zile fără, așa cum are de fapt și GT2 sau GT2e, 24 de ore de playback pe muzică cu căști Bluetooth conectate la el și se încarcă în 5 minute pentru 10 ore de utilizare. La fel ca și căștile, dacă cumva ai uitat să-ți încarci ceasul înainte să pleci spre birou, poți să-l lași 5 minute, l-a încărcat și cam atât. Sau poți de asemenea să-l încarci și de pe spatele unui telefon care are wireless reverse charging sau wireless power sharing, însă momentan n-am testat funcția asta pentru că n-a funcționat, așteptăm update de software pentru ceas, pentru că sunt sigur că va porni în următoarele câteva zile. Prețul este un pic mai sus decât GT2 sau GT2e și anume 329 pentru varianta sport, iar acesta care este clasicul, adică are o curea de piele, vine la 349 de euro.
Da, este puțin mai sus ca preț, însă, ține minte, titanul este foarte rezistent și foarte ușor, safirul aproape că nu se zgârie niciodată, iar ceramica de pe spate o să-ți dea o senzație mai plăcută decât un metal care se încălzește, de exemplu, la vremea de afară din București. Huawei Watch Fit este alternativa lui Honor S, pe care l-am văzut la IFA 2020 și avem un material pe cavaleria.ro cu un hands-on. Este foarte similar, doar că vine sub brandul Huawei, are 34 de grame cu tot cu curea, GPS integrat, o mulțime de fețe și personalizări, precum și sistemul de workout Huawei, care devine din ce în ce mai bun, apropo, 10 ore de autonomie și va fi doar 129 de euro disponibil din această lună. Bun, acum vine vremea gadgeturilor mele preferate și anume laptopurile. Huawei MateBook X este situat undeva între MateBook D sau MateBook 14-15 și MateBook X Pro. Dar, pentru mine, mi se pare cea mai mișto variantă. Vine cu un procesor de ultimă generație de la Intel și este unul dintre cele mai ușoare laptopuri. Un kilogram. Dacă ai urmărit review-urile noastre, poate ții minte că m-am plâns că ar fi trebuit să fie puțin mai ușor. Acel MateBook Pro X, de exemplu, care venea la 1,4-1,5 kg, aluminiu era de vină. În cazul de față au folosit un aliaj de aluminiu și de magneziu ca să-l facă mult mai ușor și la fel de rezistent și automat l-au făcut și mult mai subțire. Doar 13 mm grosime în cel mai gros punct. Nu acolo unde măsoară toată lumea laptopurile, unde se închide ecranul și este cel mai subțire. Marginile ecranului sunt foarte subțiri, cred că undeva sub 4 mm și avem același raport de 3:2, adică ecranul este mai înalt, cu o rezoluție de sigur 3000x2000, un 3K. E chiar 3K, nu am putea spune, e chiar exact 3K. Ecranul este de 3:2 așadar, cu reproducere 100% sRGB și cu tehnologie LTPS. E practic un IPS cu un consum mai redus de curent ca să țină bateria de sigur mai mult. Vine în 4 culori, dintre care două dintre ele sunt absolut geniale. Forest Green și Sakura Pink. Unde ai mai văzut un laptop verde la cineva? Serios, și cu finisajul ăla. Este mai mică o coală de hârtie A4. Iar touchpad-ul este cu două generații înainte, are numai puțin de 8 zone de feedback haptic, adică va răspunde în momentul în care apeși pe el. Și nu trebuie să ai un buton mecanic acolo care să îți facă gălăgie, ci pur și simplu o să-l simți la fel ca la un MacBook Pro. Da, acel touchpad, care apropo este aproape de aceeași dimensiune. Se pune accentul pe cât de bine se integrează telefonul cu laptopul prin Huawei Share, iar din câte am văzut până acum la George și la Marian, această conectivitate funcționează foarte bine, mai ales atunci când ai de copiat fișiere sau mai ales link-uri de pe telefon pe laptop și invers. Încărcare USB-C la 65W, vine cu Wi-Fi 6, da, funcționează foarte bine cu routerul pe care l-am testat acum câteva săptămâni pe cavaleria.ro și va avea două configurații, cu i7 și cu i5. Partea bună e că ambele vin cu 16 GB de RAM și 512 GB de memorie. Yes, cineva a notat că pentru aceste tipuri de laptopuri nu e bine să pui 8 GB de RAM. Următorul pe listă și preferatul meu din punct de vedere raport performanță-preț este Huawei MateBook 14, noua variantă. Vine pe Mystic Silver și Space Gray, dar nu vine în roz și verde, deși mi-ar fi plăcut foarte mult, însă are procesoare Ryzen din seria 4000H, adică cele de 40W. Ei bine, au muncit foarte mult la capitolul ventilatoare. S-ar putea să fie mai gălăgioase, însă sunt două la număr și promit o răcire suficient de bună. Ce știm este însă că procesorul de la AMD este foarte flexibil, poate rula la 15W sau la 40. Așadar, dacă se va încinge foarte mult, își va coborâ frecvența. Dar totuși, avem 8 nuclee și este un procesor capabil să ruleze și Premiere și Adobe Photoshop și chiar și ceva jocuri, pentru că vine cu Radeon Vega ca și placă grafică integrată. 10 ore de autonomie, eu zic că e suficient, iar prețul pornește de la 849 de euro, cel cu 4600H ca și procesor, 8 GB de RAM și 512 GB de stocare și 1049 de euro pentru 4800H cu 16 GB RAM și 512 SSD. S-ar putea să fie puțin cam fierbinte ultima variantă, însă eu sunt curios să-l testez și deja l-am cerut la cei de la Huawei, poate ajunge foarte repede ca să vă faceți și voi o părere înainte de luna octombrie când o să fie disponibil pe piață. Acestea sunt așadar cele mai noi lansări de la Huawei, cele mai noi produse care ne-au atras atenția de la ultima conferință de presă și aștept să ajungă și la noi pe masa de review ca să le punem la treabă. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare cu un nou video. Până atunci, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și
turtește clopoțelul ăla de notificări, dacă te-ai abonat deja. Dacă nu, te abonezi și după aia turtești clopoțelul de notificări. Cam atât. Numai bine.